Vă rog să ne ridicăm. Este motivul pentru care îți mulțumim, Doamne. Dacă Tu nu mureai pentru noi, noi n-am fi fost în seara aceasta aici. De nu ne-ai fi schimbat viața, Doamne, n-am fi avut ochi unii pentru alții. Dacă n-ai fi venit în viața noastră, poate că acum eram undeva pe la tribunale, în pușcării, în spitale sau poate mai rău în mormânt. Tu ești Dumnezeu care ne-ai întins o mână. Aleluia. Tu ești Dumnezeu care ne-ai adus în seara asta aici. Aleluia. Nu cred în întâmplări, cred în Duhul Tău cel Sfânt. Aleluia. Care ne-a adunat. Cred în dragostea Ta care ne-a strâns la olalt. Aleluia. Dumnezeul nostru, te rog din toată inima, primește mulțumirea întregii biserici. Da, Doamne, te rugăm. Pentru Iisus Hristos, Fiul Tău, Cel pe care L-ai lăsat, Doamne, să moară pentru ca noi să trăim. În numele Lui suntem adunați în această seară. Și te rog frumos, Doamne, lasă un cuvânt din partea Ta. Lasă ungerea Duhului Sfânt care ne învață toate lucrurile. Și ajută-ne în această seară, Doamne, Dumnezeu nostru, să fim cu luarea minte. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos, întărește inimile slăbite. Binecuvântează pe cei desnădăjduiți. Ridică pe cei căzuți. Ieși în calea celor care nu se mai pot ridica și binecuvântează, Doamne, fiecare suflet prezent. Îți mulțumim, Tată, în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Amin. Biții Domnului, pentru aceia dintre dumneavoastră care vor să privească împreună cu mine în Scriptură, îi rog să deschidă la Cartea Numeri, capitolul 14, de unde vom citi un singur verset, versetul 24, pagina 161 în Scriptură. Numeri, capitolul 14, versetul 24, unde sunt scrise următoarele cuvinte. Iar pentru că robul meu, Caleb, a fost însuflețit de un alt duh și a urmat în totul calea mea, îl voi face să intre în țara în care s-a dus și urmașii lui o vor stăpâni. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Poate că nu s-ar cuveni să vă spun ceea ce vreau să vă spun și aș dori să primiți lucrul acesta cu smerenie, dar mă simt bine la dumneavoastră. Mă simt bucuros că an de an ați avut bucuria să mă chemați. Vin cu plăcere în mijlocul dumneavoastră, nu neapărat din motive care țin de faptul că suntem atât de mulți, și pentru că ori de câte ori vin, Dumnezeu m-a zidit foarte mult prin cântările pe care dumneavoastră le cântați și pentru că dumneavoastră știu să mă întâmpinați cu un zâmbet. Nu știu dacă ați băgat de seamă că cele mai ieftine lucruri se găsesc cele mai greu. Cele mai la îndemână lucruri le dăm cel mai greu. Nu ne-ar costa mult să zâmbim, dar am uitat să o facem. Probabil că zâmbim rar, fiindcă de fapt zâmbim rar înăuntru. De aceea nu zâmbim des oamenilor, pentru că nu zâmbim des înăuntru. Și singurul motiv pentru care din când în când să zâmbești este faptul că ai un cer deasupra capului care e senin. Nu vă uitați la vremea de afară. Cerul lui Dumnezeu e senin. Iubiții Domnului, în această seară aș dori să mă apropii de dumneavoastră cu un mesaj specific puțin cu îngrijorările timpului nostru. Nu sunt puțini oameni care s-au alarmat și sunt tot felul de pronosticuri, perspective și tot felul de așteptări cu privire la 2012. După unii oameni, mai avem un an de zile și murim. Dacă este să ne luăm după calendarul maiaș, făceți-vă bine socoterile, găsiți-vă un notar, pentru că nu mai avem de trăit decât un an. M-am stat și m-am gândit și aș vrea să vă spun în numele Domnului Iisus Hristos că am un argument puternic pentru care să credeți că anul 2012 nu va fi ultimul an. Întotdeauna am crezut și cred că Dumnezeu onorează Scriptura și nu calendarul maiaș. Și eu cred că Dumnezeul care onorează Scriptura nu va onora o prezicere omenească. Biblia spune când vor spune pace, liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni. Până nu vom zice pace și liniște, câtă vreme suntem alarmați, înseamnă că încă nu vine sfârșitul. Relaxarea este cea mai periculoasă boală în viața de credință. Iubiții Domnului, aș dori în această seară să vă întreb
dacă ați venit să vă pregătiți un pic mai mult pentru cer. Ăsta este motivul pentru care ați venit. Ați vrea să antrenezi acei mușchi care nu se văd, a omului din lăuntru, că pe cei din afară, într-un fel sau altul, îi antrenez în fiecare zi. Eu am venit astăzi la biserică să strâng muniție, pentru că sunt în război. Pentru că mi-am pus în minte și sper că și dumneavoastră v-ați pus în minte să ajung în cer cu orice chip. Eu vreau să mă duc la Dumnezeu acasă, să ajung în raiul lui Dumnezeu. Și pentru aceasta mi-am pus în inimă să adun cât mai multă muniție și să strâng în această seară, dacă se poate, încă câteva resurse pentru sufletul meu. Iubiții Domnului, dumneavoastră ați băgat de seamă că oamenii zilelor noastre, când vorbesc despre Dumnezeu, au păreri deosebite. Oamenii se împart într-un fel și într-un chip, oamenii se ceartă, uneori se ceartă cu Biblia deschisă, deși sunt convins că oamenii se ceartă pentru că nu deschid Biblia și o țin închisă. Oamenii zilor noastre își dau cu părerea, asta o fi mai bună, asta o fi mai puțin bună. Mulțumesc lui Dumnezeu din cer care nu ne-a lăsat în eroare. Să știți că în cer, când vom sta în fața lui Dumnezeu, primul lucru pe care Dumnezeu îl va spune este următorul. Ce religie ai avut tu? Penticostală. Și ce a însemnat asta? Să caut pe orfan și pe văduvă necazurile lui. Bun răspuns, intră în cer. Pentru că să știți că nu eticheta religioasă ne va salva pe noi de judecata viitoare, ci faptele făcute în credință. Este adevărat că Dumnezeu ne-a mântuit prin har, dar nu ne-a mântuit prin har ca să stăm cu mâinile încrucișate, ci ne-a mântuit prin har ca să umblăm în faptele pe care le-a pregătit în fiecare zi. Așa să ne ajute Dumnezeu și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Dar în această seară, dragii mei, mai există o cheie cu care vreau să vin la dumneavoastră. Și lucrul acesta mi-aș dori să se regăsească în inima fiecărui om. Iubiții Domnului, omului Dumnezeu trebuie să semene cu Dumnezeu. Omului Dumnezeu nu are numai cuvintele lui Dumnezeu, dar omului Dumnezeu are faptele lui Dumnezeu. Și omului Dumnezeu are o atitudine a inimii sale care este mereu aceeași, indiferent că ne aflăm în 2012, că suntem iarna sau că suntem vara, că suntem în bucurii sau în necazuri. Și Biblia spune, dragii mei, că omul acesta, Caleb, și-a pus în minte să intre în țara promisiunii. Și Dumnezeu i-a zis, Caleb, tu vei intra în această țară, așa cum eu mi-am propus să intru în raiul lui Dumnezeu, și cheia pentru a intra în rai, sau dacă vreți în țara promisă, e să fii însuflețit de un alt fel de duh. Tu nu poți să răspunzi ca toți oamenii și să crezi că vei fi tratat special în cer. Tu nu poți vorbi ca orice alt om de pe pământul acesta și să crezi că Dumnezeu din cer va onora felul tău de a fi. Va trebui să înțelegem pe pământul acesta că cine va vrea să fie tratat diferit în cer, va trebui să se poarte diferit pe pământ. Amin. În orice împrejurare a vieții mele și în orice modalitate, în orice circumstanță, va trebui ca aici, în lăuntru meu, să dau dovadă de o atitudine care este diferită. Nu una care să fie fariseistică, nu una care să fie festivistă, nu una care să fie declarativă, ci o atitudine a unei inimi diferite, pentru că în lăuntru locuiește ceva diferit, și anume Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Cel Sfânt. Mărire Domnului! De aceea, în această seară, dragii mei, aș vrea să mă apropii de dumneavoastră și să vă spun că ceea ce ne recomandă pe noi ca oameni pregătiți pentru împărăția cerurilor, pregătiți pentru raiul lui Dumnezeu, ceea ce ne recomandă pe noi ca fiind credincioși, este faptul că în inima noastră este o putere nedisimulată, neforțată, nu pe care va trebui să o cauți undeva în stânga sau în dreapta. În lăuntru nostru este o putere pusă de Dumnezeu printr-o viață de credință, care în orice împrejurare a vieții se manifestă. Amin. Iubiții Domnului, aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos în această seară să înțelegem că de fapt despre ceea ce vorbește Dumnezeu, Duhul acesta, sau dacă vreți, un alt fel de Duh care îl însuflețea, adică îl anima, îl dinamiza pe Caleb, este de fapt puterea aceasta de a îndrăsni, curajul acesta care nu are legătură cu ceea ce se vede. Iubiții Domnului, am încetat să mai întrag curajul de la ceea ce spun oamenii. Refuz ca curajul meu să depindă de ceea ce spui tu. Când voi pleca în seara aceasta de aici, să știi că eu cunosc ce fel de slujbă am făcut. Refuz să mai intra curajul din ceea ce îmi spun oamenii, bravo, bine,
După cum refuz să mai trăiesc și să fiu îngenunchiat de ceea ce spun oamenii, curajul meu nu are legătură cu ceea ce spun oamenii, nu înseamnă că trăiesc ca un pusnic și nu-mi pasă de ceea ce spun oamenii, dar curajul din viața mea trebuie să aibă o sursă diferită, o sursă care rămâne mereu la fel, una care nu se schimbă după împrejurări. Așa cum spunea la un moment dat Arhimede, dați-mi un punct de sprijin și voi răsturna pământul. Am nevoie de ceva care nu se schimbă, am nevoie de ceva care nu e ca și vântul, bate ba într-o direcție, ba într-alta, nu cameleonic, azi verde, mâine roșu. Singurul care nu se schimbă, singurul care este același ieri, azi și în veșnicie, este Dumnezeu. Pe El vreau să mă sprijin. Și vreau în seara aceasta, dragii mei, să ne apropiem de Dumnezeu și să-i spunem: Doamne, dăm tărie duhovnicească, dăm putere în vremurile acestea slabe, Doamne, dă-mi o îndrăsneală după sfântă voia Ta, ajută-mă să mă ancorez, să nu fiu declintit, pentru că am început o luptă în Duhul și vreau să o duc până la sfârșit în Duhul. Vreau să încep în Duhul și să termin în Duhul, nu să termin în firea pământească. N-aș vrea, dragii mei, în seara aceasta să vin la dumneavoastră cu lucruri dincolo de care, în mod real, să facem o fotografie de familie. Adică primul lucru pe care vreau să vi-l spun, dragii mei, este că mai în tot timpul vieții mele am un soi de frică și de îngrijorare. De multe ori s-a spus și de multe ori se spune și de multe ori este rușinos să spui că ți-e frică. Te temi să spui că ți este frică. Te temi să spui că ești îngrijorat, te temi să spui că ești neliniștit, că ai temeri. Pentru că oamenii zilelor noastre și în special oamenii credincioși, cum poți tu să fii îngrijorat? Cum poți tu să spui vorbele acelea? Cum adică? Imediat vin cu versetul și spune, în dragostea desăvârșită nu există frică. Noi n-am primit un duh de frică, ci am primit un duh de înfiere prin care să strigăm Aba și e drept. Dar vreau să vă spun în numele Domnului Iisus Hristos că în fiecare zi a vieții mele există undeva o spaimă. Spaima că fetițele mele poate nu vor ajunge să fie pocăite. Frica că poate într-o zi mă voi confrunta cu o luptă în viața mea dincolo de care nu sunt pregătit. Îngrijorarea că poate mâine serviciul pe care îl am își va închide ușa și nu știu unde să mă duc. Aproape în fiecare zi a vieții mele sunt hărțuit. Și dacă e să fim cinstiți și vă rog să fiți cinstiți, cei mai mulți din noi ar trebui să recunoașteți că avem foarte multe îngrijorări și temeri. Nu spun în această seară că mâna lui Dumnezeu este slabă. Nu spun în această seară că Dumnezeu nu are putere, ci vă invit la un exercițiu de sinceritate. Și dacă în seara aceasta eu sunt singurul care spun că eu am o temere, așa să fie înaintea lui Dumnezeu. Voi să fiți oamenii curajoși și numai eu să fiu singurul care sunt speriat de multe ori. Într-o oarecare măsură mă gândesc, am venit ieri cu avionul și la Oradea, pentru că am avut acolo întrunirea fraților și era toată clasa politică, era televiziune la aeroport, oamenii luau interviuri, stau cu ochii pe ecran, ce se va întâmpla. Țara aceasta este, din ce îmi dă eu seama, este ca un butoi de pulbere, lipsește o scânteie. Eu vin din București, unde sunt sparte magazinele, unde oamenii ies în stradă, unde nu pot să... Mi-e și frică să mă duc la universitate cu mașina, că s-ar putea să mă trezesc cu o cărămidă în parbriz. Nu pot să știi ce se întâmplă. Realitatea este că în fiecare zi am oarecare temere. Și vreau să vă spun, dragii mei, că niciodată nu ne va fi de folos să negăm temerile noastre. Și niciodată n-a fost maniera lui Dumnezeu ca noi să declarăm că n-avem aceste spaime. Când Biblia vorbește că în dragostea desăvârșită nu există frică, când Biblia spune că nu vom intra în rai dacă vom fi fricoși, nu se referă la ceea ce omenește vorbind simțim. Pentru că acolo unde spune fricoșii nu vor intra în împărăția Dumnezeu, se referă la lașitatea de a nu recunoaște că în viața ta este Dumnezeu. De a nu mărturisi că în viața ta este Dumnezeu. Nu este, dacă vreți, sentimentul acesta natural de îngrijorări pe care noi îl avem. Să nu devină această îngrijorare, să nu devină un handicap în a acționa, să nu devină o frână în a-ți duce viața înainte. Dar este, dacă vreți, dragii mei, un sentiment natural și firesc și ne face mari de servicii unii altora când vorbim de la înălțimea unor sentimente pe care nu le avem. Când vorbim căutând să ne arătăm ceea ce nu suntem, pentru că Dumnezeul nostru nu va vindeca decât pe acela care spune am nevoie de mâna ta vindecătoare. Și Dumnezeu nu va ridica decât pe acela care spune am nevoie să mă ridici. Și Dumnezeu nu va întări decât pe acela care va spune am nevoie de putere, pentru că sunt slab. Iubiții Domnului, vreau să vă spun că
În momentul în care vorbim noi și plasăm această acțiune biblică, se întâmpla ca poporul lui Dumnezeu să ajungă la Cades Barnea, locul unde era hotarul, dincolo de care urma țara promisă de Dumnezeu. Vă aduc aminte că poporul evreu a fost scos din robia egipteană, a fost călăuzit și condus de Dumnezeu cu mână tare, a fost adus la această graniță de unde începea hotarul țării promise. Nu mi se pare nimic în viață mai diavolesc și mai blestemat decât să fii cu vârful piciorului la marginea raiului, a hotarului Dumnezeu și să nu intri. E probabil sportul favorit al satanei să respiri aerul raiului, să stai cu vârful la marginea aceasta a graniței țării promise, să o vezi, să o saluți, să te întorci și să te duci și să-ți pierzi viața. Nimic nu-i mai grozav decât așa ceva. Când au ajuns acolo, Moise a zis, alegeți 12 iscoade, mergeți și vedeți cum este țara, întorceți-vă și dați un raport. Biblia spune că din aceste iscoade, 10 oameni au venit cu un raport și 2 oameni au venit cu un alt raport. Propriu zis, partea obiectivă era aceeași la fiecare. Atât cei 10, cât și cei 2, obiectiv vorbind, au spus același lucruri. Au spus, țara aceasta este o țară în care curge lapte și miere. Ce mult îmi doresc să văd și eu un strugure pe care să-l aduc pe prăjină. Nu știu cum arată un strugure pe care l-aduc 2 oameni. Deci vă dați seama, deci 2 oameni aveau o prăjină acolo și duceau un strugure. Ce fructieră pentru să găsești pentru un asemenea strugure. Pentru că Dumnezeul nostru nu are mărimile noastre. Dumnezeul nostru nu lucrează cu mărimea noastră. Noi spunem 42, 44, dacă porți 46, spui, trăiești pe picior mare. La Dumnezeu nu e așa. Mărimile lui Dumnezeu sunt cu totul și cu totul diferite, sunt excepționale, sunt supranaturale. Lapte și miere, strugure, spune o țară bună, o țară frumoasă și asta era parte obiectivă. Zice, în ea însă sunt uriașii lui Anac. Și acesta este un lucru obiectiv. Pentru că vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, nu cosmetizați viața. Și nu spuneți că pe pământul acesta lucrurile sunt bune. Pe pământul acesta în fiecare zi avem lupte grozave. Adversarul nostru e pe măsura promisiunilor lui Dumnezeu. Și lupta este din ce în ce mai puternică. Noi avem nevoie de realism, avem nevoie de obiectivitate, în a spune că în viața noastră sunt lucruri destul de grele. Lupte care sunt puternice, adversari care se ridică pe măsură. Dumneavoastră ați băgat de seamă în bisericile noastre că aducem la binecuvântare copilași despre care se spune că sunt bolnavi de cancer? Sunt copii care se nasc cu tumori, cu malformații? Cancerul are o recrudescență fantastică în biserică? Oameni despre care auzim că au căzut? Oameni despre care am auzit că divorțează? Situații grele în familie, copii care ne pleacă de acasă și se înhăitează și vin drogați și sfură banii și poate au dat în cap părinților. Toate aceste lucruri ne arată un lucru, că obiectind vorbind, sunt adversari pe măsură. Și va trebui să fim pregătiți. Pentru că niciodată eludarea adevărului, niciodată fapt de a spune ochelari pe ochi, ochelari din aceea roz, nu va face ca realitatea să fie roz. Va schimba numai culoarea, dar realitatea este ceea ce este. De aceea Dumnezeu să ne ajute în primul rând să înțelegem că obiectiv vorbind aici așa era. Deci era lapte și miere, erau struguri, cetatea e bună, numai uriașii spune că erau mari. Însă vine un moment când cei 10 formează o grupare și cei 2 formează un alt fel de grup. Ei se diferențiază pentru că în viață noi am vrea următorul lucru. Binecuvântările să fie de mărimea, dacă vreți, cerului. Și încercările să fie cât gămălia de ac. Am vrea să fie binecuvântările nespus de mari, gigantice, și încercările să fie cât o gămălie de ac. Păi normal că sunt uriașii lui Anac, unde sunt binecuvântări de acest fel, unde curge lapte și miere, unde sunt struguri în felul acesta, unde roadele țării sunt excepționale, normal că uriașii sunt mari, normal că încercările sunt mari, pentru că Dumnezeu ne-a strămutat din întuneric la lumină, Dumnezeu ne-a făcut purtători de lumină, mărire Lui, și atunci noi suntem primii atacați. O să spună cineva, ce bine că m-am pocăit, pentru că dacă m-am pocăit eu nu mai am necazuri. În ziua în care te-ai pocăit, mai mult ca oricând, Anac se va ridica împotriva ta. Că pe cei pe care îi domină, nu mai are nicio problemă cu ei.
Dacă zaci în cel rău, cel rău nu mai are cine știe ce treabă cu tine să te doboare, că ești deja la pământ. Dar în momentul în care te ridici, ce va face Anac? Te-ai ridicat? Hai la luptă atunci. Iubiții Domnului, obiectiv vorbind, vreau să vă spun în această seară că sunt foarte multe necazuri și sunt foarte multe probleme. Însă se întâmplă ceva, dragii mei. Începem să vedem diferența dintre ceea ce înseamnă un om cu un duh de la Domnul și în seara asta să nu vă măsurați religia penticostală, ci să vă măsurați în cuvântul lui Dumnezeu. Adică vă rog să puneți pe cântar inima. Nici numărul de ani, nici câte cântări știți. Nici de câte ori ați venit la biserică. În seara asta ne punem inima pe cântar. Încercați-vă pe voi înșiva să vedeți dacă sunteți în credință. Bun. În momentul în care au venit, au început să vorbească și au zis în felul următor. Au început o zarvă, o ceartă. În momentul în care s-au certat, cei doi oameni care aveau un duh diferit, un spirit diferit, o atitudine diferită, așa. Măi, oameni buni, are rost să ne certăm noi? Voi nu vedeți că forța noastră slăbește prin faptul că vorbim prea mult? Voi nu vedeți că forța noastră se înmoaie prin faptul că unii pe alții ne înmuiem? De ce să stăm noi aici? Prima reacție. De ce să stăm noi aici? Dar de ce să mă cert eu cu tine? Dar de ce să schimbăm atât de multe păreri? Dar de ce să ne irosim forțele în discuții inutile? Mai bine să ne ridicăm și să luptăm. O primă diferență. Vorbăria în lumea aceasta nu-i Spiritul lui Dumnezeu. Gâlceava pe pământul acesta nu-i Duhul Domnului. Descurajarea ca urmare a obiectivității tale nu-i de la Dumnezeu. De aceea puneți-vă în seara aceasta întrebarea: ce fac eu când sunt în fața unei confruntări? Vorbesc sau mă ridic și lupt? Mă cert? Pentru că eu am văzut multe situații. Mă duc în familie. Mă, ce se întâmplă? Ne-am certat, frate. De ce v-ați certat? Păi zice... nu mai avem bani. Păi și zic, dar de ce atunci la un rău mai adăugați încă un rău? Deja e un rău că nu mai aveți bani. De ce mai adăugați și pe al doilea că vă certați? Mai bine vă uniți, mai bine vă rugați și se rezolvă problema, nu? Adică este inutil. Asta arată faptul că Dumnezeu încă nu ne-a împrentat inima. Dacă atunci când ai necazuri, cauți sapii spășitori. Devine-i soțul, devine-i soția, devine-i copii, devine-i Boc, devine-i Băsescu, devine-i țara, sunt extraterestre, că nu lasă în pace, ce știu eu. Deci în momentul în care avem o luptă în viața noastră, dragii mei, un prim simptom al faptului că Dumnezeu nu este cu noi, e că noi căutăm sapii spășitori și vorbim în loc să acționăm. Și Dumnezeu să ne ajute să acționăm. Iubiții Domnului, însă ceilalți doi au zis în felul următor, zice, hai să nu mai pierdem vremea, ci ne suim și luptăm împotriva lor. Și acum vreau să vă întreb în numele Domnului Iisus, de ce oamenii aceștia au putut să spună, haide să luptăm, că Dumnezeu e de partea noastră, că Dumnezeu ne va da țara promisă, că ei sunt lipsiți de putere și că Dumnezeul nostru cu siguranță ne va ajuta. Oameni buni, vă rog în seara aceasta să vă notați prima idee importantă și anume, uitați ce spune cartea Daniel, capitolul 6, versetul 13. Ei au luat din nou cuvântul și au zis împăratului, Daniel, unul dintre prinșii de război al lui Iuda, nu ține deloc seama de tine, împărate, nici de oprirea pe care ai scris-o și își face rugăciunea de 3 ori pe zi. Pentru că, dragii mei, curajul nu înseamnă absența fricii. Curajul este o frică care și-a spus rugăciunea. Curajul este o frică care și-a spus rugăciunea. Mi-e frică! Bun, zice Domnul, nu e o problemă. Hai să vii la rugăciune. Mi-e frică, Doamne, că nu știu ce va fi copii. Foarte bine, zice Domnul, nu mai pierde vremea. Hai să vii la rugăciune. Noi, dragii mei, în momentul în care avem confruntări în viața aceasta, uităm cel mai important lucru. Statul de vorbă cu Dumnezeu. Niciodată când am fost dărâmat, nu m-am dus în cămăruță să mă rog și m-am întors de acolo spunând e vai și amar, e prăpăd, nu mai am nicio șansă. Ori de câte ori m-am dus și m-am rugat și am stat sincer cu Dumnezeu, am ieșit din cămăruță și am spus habar n-am cum va rezolva Dumnezeu problema, că nu sunt fariseu să spun că Dumnezeu îmi vorbește așa cum poate pretind mulți frați de-ai noștri, dar m-am ridicat de acolo cu o încredere lăuntrecă și am zis nu știu cum, dar îl simt pe Dumnezeu că e de partea mea.
Nu știu cum se va termina lucrul acesta, dar știu că pot totul în Hristos care mă întărește. Pentru că curajul este o frică care și-a spus rugăciunea. Mi-e frică, da, mamă, ți-e frică. Și ție, tată, ți-e frică. Și mie, ca tată, mi-e frică. Dar când mi-e frică, copiii merg la un liceu în care sunt în clasă cu băiatul unui interlop din lumea bucureșteană. N-am de ce să vă spun numele, că nu vreau să fac în seara aceasta asemenea mențiuni. În incinta liceului sunt droguri. În incinta liceului se întâmplă tot felul de lucruri și vin îmbrăcați și vin... Ce să vă mai spun? Ce să vă mai spun despre ce vorbesc? Și mă gândesc în felul următor, Doamne, ce influență pot să am eu? Nu mă pot lega cu cătușe de mâna copiilor mei, uneori aș vrea să o fac, să merg cu ei oriunde s-ar duce. Și atunci când am această frică, că într-o zi poate s-ar întoarce, nu știu, cu o țigară în mână, orice e posibil, s-ar întoarce, poate acasă schimbați și ce fac? Alerg la rugăciune și spun, Doamne, îmi este teamă, sunt îngrijorat. Și știi ce spune Domnul Dumnezeu? Eu voi fi cu tine, eu te voi păzi. Zi. Și atunci eu primesc din Dumnezeu putere, pentru că nu frica e o problemă, ci faptul că de cele mai multe ori într-un mod declamativ spunem că nu ne este frică. Dumnezeu vă spune în felul următor, nu frica e problemă, ce faci cu frica ta? O, mă duc și vorbesc cu vecinul. Și vecinul ce o să facă? Mai adaugă la frica ta fricile lui. Mă duc și vorbesc cu vecinul. Ca la problemele tale să le mai adaugi și pe la lui. Și ce spune, ce spun oamenii? Spune în felul următor, asta e problemă? Să-i spun ce problema am eu, zice el. Și atunci, în loc să mai stai de vorbă, stai drept și vorbește el. Dar Dumnezeu din cer nu e așa. Dumnezeu din cer ne e tată. Dumnezeu din cer știe din ce suntem făcuți, că suntem țărână. Și de aceea vine și lasă Duhul lui peste noi. Și de aceea plouă cu ploaia binecuvântării lui. Și de aceea Dumnezeu ne întărește. Nu văd poate soluția, dar simt prezența lui Dumnezeu. Și suficient. Iubiții Domnului, când oamenii se ceartă unii cu alții, când oamenii își împărtășesc neliniștile lor, stau de vorbă, mai mă duc și eu în stânga și în dreapta și aud multe îngrijorări. Iubiții Domnului, eu știu că pământul acesta are o traiectorie. Eu știu că de la zi la zi mă aștept ca lucrurile să se răutățească și nu sunt naiv în a crede că există vreo soluție de redresare a pământului acestuia. Dar știu un singur lucru, dragii mei, că de cele mai multe ori, aceste conversații între noi, certurile care sunt între noi, cuvintele slabe care sunt între noi, sunt dovada faptului că de mult n-ai mai stat de vorbă cu acela care spune cuvinte bune. Să știți că oamenii se aprind și oamenii se ceartă și oamenii spun cuvinte rele și oamenii potențiază frica din tine. Numai în momentul în care găsești un teren prielnic. Pentru că atunci când noi vorbim peste măsură unii cu alții și lucruri de nimic, e dovada faptului că lăuntul nostru e mult gol. De aceea vă spun în această seară, alergați la rugăciune. Spuneți-i lui Dumnezeu, Doamne, de la marginea pământului te strig. Aici simt că am ajuns în neliniștea inimii mele. Te rog, ajută-mă, Doamne. Striga bietul Iov, tu faci rana, tu o vindeci. Eu, zice el, aș alerga? Așa se face. Și așa să fac. Ajută-ne, Doamne. Lipsa rugăciunii, dragii mei, face un lucru. Știți ce face satana? Satana nu are consistență. Dumneavoastră sunteți atenți la ce vă spun eu acum. Ziceți amin dacă da. Da? Mai sunteți vii? Satana nu are consistență. Satana nu are gloanțe. Să știți un lucru. Satana are un pistol gol. Satana are un pistol gol, e tip revolver. Și face... Deci cu cocoșul tras, îl ațintește pe tine. Tu îi bagi glontele. Tu îi umpli rezervorul. Pentru că lipsa rugăciunii te expune unui atac. Știți cu ce atacă satana? Cu negru de fum. Adică cum cu negru de fum? Spune așa, că cei 10 au venit și au înnegrit țara. Suntem prăpădiți, vai și amar de România, un guvern corupt, suntem la pământ, noi nu mai putem trăi, trebuie să plecăm în altă țară. Și dă satana cu negru de fum și tu bietul de tine, care până atunci aveai o părere cât de cât. Despre lucrurile din jurul tău, vai de mine, nici nu știu că stau așa de rău. Noi punem gloanței satanei în revolver și îl trage împotriva noastră, dar dacă noi ne-am duce la rugăciune, ne-ar spăla Dumnezeu ochii. Și Dumnezeu din cer ne-ar limpezi mintea să vedem bine. Ne-ar da Dumnezeu o privire rângen și am vedea în detaliu toate lucrurile. Pentru că asta face rugăciunea. Ăsta este marele har a rugăciunii. Dragii mei,
Ce, de ce anume zic eu că satana dă cu negul de fum? Uitați, ascultați absurditate. Deci, ascultați absurditate. Zice, nu avem nicio șansă împotriva uriașilor. Satana a dat cu negru de fum, a negrit țara. Dar unde erau ei? Bă, oameni buni, aici erau ei. La margine țării. Deja minunea minunilor se întâmplase. Dumnezeu i-a scos din Egipt, Dumnezeu i-a trecut prin pustiu, Dumnezeu a dat la o parte Marea Roșie, Dumnezeu i-a hrănit în fiecare zi. Minune după minune făcuse Dumnezeu cu ei. Dar când dă satana cu negru de fum, tot ce e în spatele tău uiți și nu vezi decât amarul zilei tale. Și uiți că Dumnezeu din cer te-a binecuvântat. Și uiți că Dumnezeu din cer te-a vindecat. Și uiți că Dumnezeu din cer ți-a ocrotit copiii. Și uiți toate binefacerile Lui. Ce spune Biblia? Nu uitați nici una din binefacerile Lui. Paradoxul este că tu stai cu toate minunile în spate și aici la hotar spui suntem morți. De ce? Din cauza unei viziuni deformate. De ce? Pentru că nu mergem să o corectăm la rugăciune. Aici, în lăuntul nostru, e lupta. Atât de puternici vom fi, cât vom fi noi în lăuntru cu Dumnezeu. Pentru că nu aici e războiul. Și nici aici e războiul. Nu cu astea câștigi tu biruință. Biblia spune, ce aduce biruință asupra lumii este credința. Mărire lui Dumnezeu. Credința e materialul. Și asta aici, în lăuntru, este. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Pe de altă parte, lipsa rugăciunii, dragii mei, alimentează scenariile catastrofale. Ascultați ce spun cei 10. Zice, aici sunt uriașii lui Anac care ne vor mânca. Ne vor mânca. Cum o să te mănânci acești canibali? De unde știi tu că? Frica! Ne vor mânca, ne vor termina, ne vor face praf, nu avem nicio șansă. Deci atât de multe scenarii catastrofice avem în mintea noastră, e ăla care zice, nu mă duc, domne, nu mă duc, e închis. De unde știi că nici n-ai încercat vreodată? Habar n-ai și habar n-avem. De cele mai multe ori, iubiții Domnului, vreau să vă spun un lucru și Dumnezeu să ne binecuvânteze, vă spun un lucru. A venit la mine un prieten, de fapt m-a sunat și mi-a zis așa, a zis, Florine, te rog ceva, tu ești avocat, zice el, și am și eu, zice, un teren mare, undeva la Periș, o zonă bună în București, și zice, vreau să mă ajuți cu actele acelea, tu ești avocat, te rog, uită-te peste ele ca să fie totul bine. Dar eu nu prea mă mai ocupam cu lucrurile astea, că de când mă ocup cu Biblia, nu prea mai am apetit pentru avocatură. Și atunci, eu ce și-am făcut? Am zis, mă, dă actele încoace. M-am uitat peste acte, vă spun, mare lucru n-am văzut. Am văzut și eu ce era scris. Bun, antecedența juridică, cine a fost proprietarul, modul de dobândire, să văd dacă este autentificat, ce notar a făcut autentificarea că avem noi în București unii de care fugim. Și atunci, cam asta, ce pot să verific la niște acte? Mă scoate cartea funciară, ne uităm. Bun, dar mi-a trecut un lucru prin minte. A zis, mă, dacă ăsta mi-e prietenul meu, hai să fac un lucru. M-am dus la rugăciune și a zis, Tată din ceruri, te rog frumos, binecuvântează tu această tranzacție, dacă e după voia ta. Omul ăsta m-a chemat să fiu un ajutor. Doamne, te rog să fii cu mine. Doamne, te rog să mă binecuvântez. Nu mă bizui pe lucrurile omenești, că eu știu că sunt atât de ușor, perisabile, ușor de viclene mult. Și să învață-mă, ajută-mă. M-am dus a doua zi la Periș cu el, că trebuia să facem tranzacția. Când mă duc, cine era notar? Colegul meu de facultate. Ce faci, Liviu? Bine, Florine, ne-am îmbrățișat, totul bine, totul bine. Zice, de ce ești aici? Zic, am venit cu un prieten să-l asist, propriu zis, face și el o tranzacție și are sentimentul că dacă are un avocat cu el, totul e bine. Zic, am venit și eu. Zice, dă-o actul încoace. Se uită pe act, wow, zice, mă, dar ce preț e ăsta, mă? Păi zic, un preț bun, nu? Zice, e, cât e? Păi zice, 4 euro pe metru pătrat. Păi zic, nu-i bun, mă, aici, în Periș? Zice, mă, dar eu o cunosc pe doamna asta care vine. Ce, o bătrână, mă. Este o bătrân, zice, tu ești sigur de omul ăsta de la care cumpără? Că nu e proprietarul el, era un intermediar. Și am zis, mă, ce să fac acum? Ce, lasă că vorbesc eu cu bătrâna, cu cunosc dacă erau acolo. Și vorbește cu bătrâna, trimite, vorbește, zice, mama e, dar cu cât vrei să-l vinzi? Un euro, zice. Păi zice, dar 4 euro scrie aici. Vai de mine, zice ea, dar eu n-am zis 4 euro, eu am zis 1 euro. Și zic, și atunci zice notarul, dar nu vreți să-i vindeți direct domnului care cumpără fără interes? Păi tu, zice ea, cu bucurie. Și a câștigat prietenul meu 3 euro la metru pătrat, hectare întregi. De ce? De deștept ce am fost eu? Pentru că într-un anumit moment poți să spui genunchii jos. Pentru că în viață nu trebuie să te scoată Dumnezeu din necazurile în care ai intrat. În viață roagă-te să nu intri în ele.
Și te rog în numele Domnului Iisus Hristos, nu lăsa să fie alimentate scenariile catastrofale, ci bizuite pe puterea lui Dumnezeu, care știe să scoată la capăt orice lucru. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Pe de altă parte, dragii mei, se mai întâmplă un lucru. Lipsa rugăciunii în viață ne pune o pereche de ochelari speciali. Vezi că ochelarii ăștia sunt speciali în ce sens? Când te uiți la dușman, pe el îl vezi cât casă. Când te uiți la tine, te vezi o insectă. Zice, pe lângă uriașii lui Anac, noi eram ca niște, ziceți voi, lăcuste. Ce ești tu? Lăcustă? Ce sunt ei? Uriași. Deci ochelarii ăștia pe care ți-i pune satana pe ochi din pricina lipsei de rugăciune, te uiți la dușman și zici, mă, dar ăsta e mare, mă. Te uiți la tine, ce ești? Lăcusta Domnului. Nu poți să fii lăcustă, pentru că noi suntem copii de Dumnezeu. Venim la biserică și spunem, nu, aici, Doamne, biserica, copilul Dumnezeu, când vine încercarea, îți pune satana ochelari pe ochi și te vezi lăcustă. Mă, dar tu ești lăcustă? Pentru lăcustă a murit Iisus Hristos, ridică-te și spune, eu sunt al lui Dumnezeu. Și pune-ți ochelarii cei buni. Care ochelari? 3:16. Ce vrei tu? Pune ochelarii ceea ce... Care-i vrei tu? Numai privește lucrurile în adevărata lui lumină. Dumnezeu să ne ajute. Pe de altă parte, iubiții Domnului, aș vrea să vă spun următorul lucru. Și Dumnezeu să ne ajute. Curajul este o frică care și-a spus, fugiți acasă și spuneți-vă rugăciunile în seara asta. Puneți pe listă și spune, Doamne, nu sunt grijorat de multe. Vreo 20 de probleme. Deci, puneți-le pe listă și puneți degetul pe ea și spuneți, te dau lui Iisus. V-am mai spus eu aici, nu? Ce am pățit eu acasă. Mie mi-au spart casa de două ori. Și după ce mi-au spart casa a doua oară, când ajungeam pe stradă, soția se făcea albă la față și o vedeam cum, pur și simplu, apuca un tremur. Pentru că ea s-a aștepta, asta e frica, s-a aștepta să găsească din nou casa spartă. Când am văzut cum tremur ea ca o frunză, știți ce am făcut? Atât m-a dus mintea. M-am uitat și eu în Biblie la Ierihon. Știți povestea cu Ierihonul? Și am luat și eu Biblia și am încercuit casa. Și am zis, te dau lui Dumnezeu. Tu nu mai ești a mea, tu ești a lui Dumnezeu. Casă, numai eu sunt pe contract, dar tu ești a lui Dumnezeu. Și am încercuit-o și asta am repetat și eu. Te dau lui Dumnezeu. Tu nu mai ești a mea, tu ești a lui Dumnezeu. Eu, accidental, sunt pe acte, dar tu ești a lui Dumnezeu. No, au trecut destui ani, nu s-a mai întâmplat nimic. Zic în continuare că mi este teamă, dar mă duc la Dumnezeu și spun, Doamne, rămâne cum am zis, ți-o dau ție. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun în această seară, dragii mei, este următorul. La un moment dat, Caleb stă în fața a 10 oameni în primă instanță. Deci este Caleb cu Iosua și sunt doi. Și pe de altă parte, la început sunt 10. Aici este lucru uimitor. Îs numai 10 cei ce sunt împotriva lor. 2-10 e rău, dar nu e foarte rău. E rău, dar nu e foarte rău. Dar interesant este că ceea ce se propagă nu e binele. Ceea ce se propagă nu e credința, pentru că credința este un raport personal. Ce se propagă e frica. Ce se propagă e răul. Și de la cei 10, în toată adunarea care era prezentă, s-a propagat această frică. Dacă la început Caleb a trebuit să reziste la 10 oameni și de partea lui nu era decât Iosua și Moise, după aceea raportul s-a schimbat, spune, toată adunarea, și așa scrie, toată adunarea s-a sfătuit să-i ucidă cu pietre. Toată adunarea. Deci toți au venit împotriva lui. Și atunci Caleb în momentul acela a zis, eu rămân pe poziție și eu spun că e așa cum spun. Dumnezeu ne-a dat în mână, nu vă temeți, nu vă muiați, să nu vi se taie inima ca apa, ci mergem înainte să biruim. Cum reziști presiunii de grup? Cum poți să găsești puterea aceasta? Cum să-ți birui frica aceasta de a face pe plac omului? Când atâția, toți în firmă zic lucrul ăsta, cum să reziști tu acestei presiuni? Cum să reziști presiunii de grup la școală? Cum să reziști presiunii de grup în societate? Cum să reziști presiunii de grup în studenție? Sau poate chiar acasă la tine, tu ai o anumită gândire și din pricina fricii, a temerii, îți schimbi mentalitatea, îți schimbi optica. Cum să reziști și de ce să reziști? Aș vrea să vă spun un lucru, dragii mei. Să reziști pentru următorul lucru. Și de ce vă spun eu lucrul acesta? Caleb a zis în felul următor, sunt gata, zice el, sunt gata să merg înainte și sunt gata să lupt cu uriașii lui Anac. Și sunt gata dacă este nevoie să-mi dau viața, sunt gata aici în lupta aceasta dacă este nevoie să fiu răpus, dar eu tot cred în Dumnezeu. Uitați ce spune Biblia, dragii mei. Spune în felul următor, Matei 16:25.
Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Ce zice de fapt Caleb? Caleb spune în felul următor. Dacă eu mă iau după tine și renunț la visul meu, eu puțin mor. În fiecare zi când ne luăm după oameni și nu este în inima noastră aceeași dorință ca a lor, noi murim câte un pic. Spune Biblia în Ieremia 17:5. Așa vorbește Domnul. Blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijinește pe un muritor și își abate inima de la Domnul. În fiecare moment al vieții tale, când primești o travă a necredinței, cu fiecare compromis pe care îl faci înaintea oamenilor, tu nu știi că mori câte puțin. Caleb a zis, eu sunt omul care aleg, zice el, să merg înainte. De ce? Pentru că curajul înseamnă să mori în viață doar o dată. Frica înseamnă să mori de fiecare dată când faci un compromis. De ce avem atâta puținătate în inima noastră? De ce suntem atât de slabi în fața luptelor și a ispitelor? Pentru că compromisurile noastre în fața oamenilor ne-au ucis un pic câte un pic. Tăria noastră stă în faptul că eu știu că în Hristos Iisus Domnul eu nu mai mor, ci am trecut de la moarte la viață. Sunt în mâna lui Dumnezeu și ce va voi El, aceea va face. Mărire Lui. Deci, iubiții Domnului, aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să înțelegeți un lucru. Întotdeauna frica va căuta să te ucidă. În fiecare moment al vieții tale va căuta să-ți împuțineze inima. Stăteam de vorbă de ună zi cu o doamnă. M-a sunat și mi-a zis așa, domnul pastor, zice, avea până în 40 de ani. Zice, vă rog frumos să-mi spuneți un lucru. Răspundeți-mi, zice, la următoarea întrebare. De ce este sinuciderea păcat? Și am spus, pentru că este un act de necredință, doamnă. Pentru că viața n-am primit-o de la noi ca să ne luăm când vrem noi. Viața ne-a dat-o Dumnezeu, El dispune de ea. Și a zis, domnul pastor, dumneavoastră este sigur că dacă cineva se sinucide, nu va fi în rai? Și am spus, doamnă, n-ați vrea să vorbim, să spunem lucrurile pe nume, ce vi s-a întâmplat? Și doamna mi-a spus, zice, am așa o problemă acasă, că de aproape o săptămână tot ochesc câte un bloc. Și mă tot uit și zic, de pe care să sar? Singurul lucru care mă oprește, zice ea, este frica că aș putea să mă duc în iad. Și vreau să vă întreb, dar foarte serios să răspundeți, sunteți convins că dacă eu mă sinucid, merg în iad? Și am spus, doamnă, vreau să vă spun un lucru. Dumneavoastră vă este greu, greu, zice ea. Dumneavoastră vă este să ajungeți în rai, în rai, zice ea. Dar am să vă spun un lucru, în rai nu merg oamenii care sunt falimentari, în rai nu merg învinși. Dacă n-ai reușit să treci extemporalul ăsta numit pământ, caii mor totdeauna în picioare. Cât de greu ți-ar fi, du-te până la capăt, pentru că raiul este un loc al biruitorilor, așa citesc eu. Nu mai pot să stau pe pământul ăsta și vreau să mor. Atunci tu n-ai înțeles niciodată cine este Hristos. Eu vreau pe pământul acesta să trăiesc cât vrea Dumnezeu ca să fiu de folos cât mai mulți oameni. Și dacă voi avea lacrimi pe obraz, așa să fie. Și dacă voi avea poate dureri, așa să fie. Și dacă voi avea încercări, așa să fie. Dar le duc până la capăt cu Dumnezeul meu. Pentru că până la urmă, dragii mei, frica este să mor câte puțin în fiecare zi. V-au ucis oamenii visele. V-au îngropat credința. Fiecare compromis, fiecare temere față de omul de lângă tine sau față de presiunea de grup exercitate ne-au omorât câte puțin. Vreau să vă spun un singur lucru. Ce spunea Feodor Dostoevski pe patul de moarte? Zicea în felul următor. Dacă cineva mi-ar spune că Hristos nu e adevărul, m-aș despărți de adevăr și aș rămâne cu Hristos. Asta înseamnă curaj. Asta înseamnă determinare. Asta înseamnă o credință care vede dincolo de toate. Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos în această seară, Dumnezeu din cer să vă binecuvânteze cu curajul de a muri o singură dată în viață, atunci când Dumnezeu va voi. Nu vă ucideți voi și nu vă lăsați uciși. Nu vă lăsați omorâți în fiecare zi, pentru că fiecare om vrea să fure ceva de la voi. Fiecare om vrea să smulgă ceva din voi. Eu vreau să spun în felul următor în această seară, Doamne, te rog ajută-mă să pot, Doamne, să trăiesc cu o viziune largă. Trăiesc pe pământul acesta și aș vrea din toată inima să vă spun că visul vieții mele e, așa cum vă spuneam, să mă duc în rai și să iau cât mai mulți cu mine. Cât mai mulți cu mine. Dumnezeu să mă ajute pe mine și Dumnezeu să vă ajute și pe voi. Asta e dorința inimii mele și nu vreau să las pe nimeni să mă ruineze de așa ceva. Nu las pe nimeni. M-a sunat astăzi soția și mi-a spus la telefon preț de vreun sfert de oră ce a făcut una dintre fetele mele rău. Mi-a zis și aia, așa, 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 și că a făcut aia, și că a făcut aia, și era supărată. Și la sfârșit eu am tăcut. Și a zice, nu zici nimic? Zic, cred că Dumnezeu din cer ne va ajuta. La care ea spune, așa e. Să nu te lași ucis de neliniști,
Să nu te lași uciși de oameni. Doamne, eu merg înainte cu tine. Mărire lui Iisus. Pe de altă parte, vreau să vă spun un lucru, dragii mei, un lucru pe care aș vrea în această seară să-l înțelegem. Cine a auzit de Shamua, Hori, Igual, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nahbi, Geuel? Ați auzit de ei? Hai fi sincer. Nu. Bravo. Se spocăiți. Deci ăștia erau oamenii care au zis, nu mergem să luptăm, că ne omoară uriașii lui Anac. Ăștia au zis, 10 dintre ei, nu mergem, Doamne, să luptăm, că ne ucid uriașii lui Anac. Și ce spune Biblia? Că au vrut să-și scape viața. Nu mergem, Doamne, nu facem așa ceva. Nu, noi ne ocrotim, ne protejăm. Va fi bine să rămânem, nu dăm lupta. Și ce s-a întâmplat? S-a întâmplat următorul lucru. Dumnezeu s-a uitat la el, la ei și a zis, Dumnezeu, nu-mi place ce vorbiți. Și spune Biblia că Dumnezeu i-a lovit cu o moarte năprasnică. Omul care a crezut că salvează viața nedând lupta, a murit în secunda numărul 2. Asta e strategia diavolului. Du lupta, șchiop cum ești. Doamne, șchiop. Nu nimic ce Dumnezeu, că și Iacob a fost. Și a plecat bine pe picioarele lui. Nu trebuie să te vezi înaintea lui Dumnezeu, Superman. Du lupta, zice Dumnezeu. Tu ridică-te și du lupta. Vorba unui tătic, zice, am un băiat mic, așa, mai glumeț, mai fâșneț, mai vesel, mai dinamic, mai sare, și zic, adun și-mi un par cu apă. Se duce, dă drumul la robinet, țâșnește presiunea puternic, nu, dă două degete, mai vine, mai se joacă, mai nu știu ce, vine cu paharul gol. Mă uit la paharul gol, îl iau și îl mângâi, nu, mulțumesc, tati, că mi-a adus apă, și mă duc și îmi pun eu. Așa și noi cu Dumnezeu. Și credeți că mare eroi suntem noi? Un singur lucru vrea Dumnezeu, să ne ridicăm, să mergem înainte. El poartă lupta, slăvit să fie Dumnezeu. Pentru ce face tata zarvă, zice Dumnezeu? Ce tata zarvă în mijlocul vostru? Nu știți că eu sunt în fruntea oastei? Nu știți că eu sunt Dumnezeul vostru? Au vrut să-și scape viața și în secunda următoare și-au pierdut-o. Iosua și Caleb, vă vorbesc despre ei astăzi. Caleb a supraviețuit la mii de ani distanță de la această istorie. V-am întrebat cine sunt cei 10. 10 anonimi, 10 morminte, 10 oameni care au dispărut. De ce? Pentru că au cedat și au murit. Și așa dispărem și noi. Dar oamenii care stau drepți, oamenii care strigă, Doamne, dă-mi Scoția sau mor, oamenii aia rămân în istorie. Pentru că ei sunt oamenii care au un vis puternic în inimă. Și spun, eu nu accept să mă omor tu cu lucrurile tale. Merg înainte cu Dumnezeu. Amin. Dumnezeu să ne ajute. Iubiții Domnului, vreau să vă spun un lucru. Și Dumnezeu să ne ajute la acest cel de-al doilea punct. Curajul înseamnă să simți gustul morții odată. Haideți să spun un lucru frumos de tot. Îmi place enorm lucrul ăsta. Zice Biblia că Israelul, împreună cu Saul, s-a dus să se bată cu filisteni. Și că ieșea în fruntea oastei inamice unul pe nume... Așa, bravo, Goliat. Și Goliat, îmi place că acolo sunt câteva amănunte fantastice. Spune, știți când ieșea Goliat să arunce o cară asupra Israelului? Când ieșea? Ține minte cineva. Dimineața și seara. Deci dimineața ieșea să strice pofta de mâncare. Deci nu mai puteai să ai o zi bună pentru că ieșea Goliat. Prolifera acele ocări deosebite, batjocori, și dimineața la prima oră, când să pleci și tu cu puțin curaj, venea Goliat și ți-l mânca cu tot. Zice, gata, nu mai. Și seara când se duce să te culci, să te refaci și tu, să ai vise frumoase, numai coșmarul vedeai pe Goliat țipând. Deci Satan are strategie. Și Dumnezeu din cer zice, am o soluție, zice Dumnezeu, și asta îmi place. De ce trebuie să fim curajoși? Ziceam o soluție. Cum cheamă soluția asta? David, ce e asta? Un tânăr, bălai, așa spun poveștile cel puțin. Și a venit el și ați văzut ce a făcut. A învârtit o praștie, a zvârlit o piatră, s-a dus în căpățâna lui Goliat. Acum vă spun eu, nu piatra, ci accelerația pietrei de la Dumnezeu. Deci nu piatra, cum Dumnezeu a dus-o. Și încă un lucru, unde a lovit, Dumnezeu zice, un pic, 2 mm mai. Și acolo a încremenit și a căzut lat Goliat. Și s-a dus David și hrâși, i-a tăiat capul. Și Dumnezeu a dus biruință prin cine? Dumnezeu a dus biruință prin un tânăr. Și cine spune nouă lucrul ăsta? Frații mei, nu e o poveste. Vă rog în numele lui Iisus Hristos, ridicați-vă și spuneți, Doamne, Tu îmi vei binecuvânta casa, amin. Tu îmi vei binecuvânta familia, viața, îmi vei binecuvânta, Doamne, salariu, îmi vei binecuvânta pâine, îmi vei da sănătate. Pleacă de la mine, Satano, că eu nu accept să mor de câte ori mi-aduci Tu frică. Stau înaintea lui Dumnezeu și spun, Doamne, eu cred din toată inima mea că Tu mă binecuvântezi. Amin. Numărul 3, iubiții Domnului. Numărul 3, și ăsta este un lucru pe care aș vrea din toată inima în această seară să-l înțelegem. Cum vi se pare vouă Caleb? Nu e o victimă. Spune sincer, nu e o victimă Caleb. Adică tu să te ridici
Pentru că după 40 de ani istoria îi dă dreptate lui Caleb. Și arată Dumnezeu, nu? Că el, Caleb, avea dreptate. Caleb, cu adevărat, văzuse ceea ce era drept. Caleb venise cu un spirit și cu un duh al lui Dumnezeu, însuflețit de Dumnezeu. Și în momentul în care Caleb vrea să fie ucis cu pietre, trebuia să fie ucis cu pietre, Dumnezeu îi omoară adversarii și spune Biblia că slava lui Dumnezeu a coborât și l-a protejat. Dar se întâmplă un lucru fantastic. Ce înseamnă oameni bun curajul? Eu în locul lui Caleb am fost șocat. După ce Dumnezeu a spus, de aici încolo, zice el, vă întoarceți și de unde ați venit, acolo vă duceți. Că nu-i pedeapsă mai mare în viață decât din cauza lipsei de curaj să te învârți în cerc. Doamne, 40 de ani și n-am făcut nimic cu viața mea. Puneți întrebarea dacă nu cumva când ți-a cerut Domnul să lupți, tu ai făcut stânga împrejur. De-aia ești acum unde ești. Când Caleb a auzit că Dumnezeu a zis înapoi în pustie, eu mă așteptam Caleb să zică, Doamne, ei cu ale lor și eu cu ale mele. Voi la stânga, eu la dreapta. N-am eu treabă cu voi, mă, lașilor, nepricopsiților, voi care n-ați crezut în Dumnezeu. Deci Dumnezeu spune că a coborât cu slavă, a autorizat inima lui Caleb, a autorizat credința lui Caleb, a autorizat îndrăsneala lui Caleb, a autorizat faptul că el era după voia lui Dumnezeu. Și Caleb, în momentul acela, în loc să facă, să plece, zice, eu nu mai rămân cu voi, mă, voi sunteți niște oameni necredincioși. Zice Caleb, bine, Doamne, mă duc și eu cu ei. Și a plecat cu ei. Și Caleb a mers 40 de ani prin același nisip, sub aceeași arșiță, având aceeași soartă ca cei 40, mâncând aceeași mâncare, bând aceeași apă caldă, stând sub dogoarea soarelui 40 de ani. Pentru că curajul, dragii mei, nu înseamnă să te duci de capul tău înainte, chiar și când ai dreptate. Curajul înseamnă, dragii mei, să rămânem și să luptăm pentru cei slabi. Curajul înseamnă să rămânem și să ne întoarcem dacă este necesar. Ar trebui să merg în direcția aceasta pentru că o merit. Dar Dumnezeu spune, adevăratul curaj este uneori să faci dreapta sau chiar să te întorci și să nu iei ce meriți, ci să rămâi credincios oamenilor ca să poți mai departe să le fii de folos. Merita Caleb să aibă un piedestal, merita să intre în Canaan în secunda numărul 1, dar el a zis, nu, mă întorc, ai un soț care îți face greutăți. Curajul este să rămâi lângă el, aleluia! Ai poate copii care îți creează probleme. Curajul e să te rogi în continuare pentru ei. Ai greutăți la locul de muncă și îți vine să pleci. Și spui, Doamne, nu mai rămân. Ba da, rămâi! Pentru că Dumnezeu vrea să rămâi acolo și să lupți. De ce? Este un lucru foarte important, dragii mei. Pe pământul acesta sunt două categorii de oameni. Unii vor transmite visul și alții vor transmite virusul. Sunt oameni care unii transmit visul și unii transmit virusul. A rămas Caleb și a zis, se va naște o generație din oameni ăștia. Când a apărut primul copil născut în pustie, primul copil, luat în brațe și a zis, mângâindu-l, tu vei fi moștenitorul Canaanului. Când a făcut copilul 2 ani, Caleb i-a spus, eu cu ochii mei am văzut țara aceasta, tu vei intra în ea. Și a rămas ca în fiecare zi să transmită visul, tu vei fi acolo într-o zi. A crescut băiatul adolescent și a zis, întărește-ți brațul, răbdare, pentru că mai este puțin și intrați în Canaan. Și a rămas să transmită visul generației care a venit, nu virusul. Pe vremea noastră lucrurile erau și voi nu sunteți și vai și amar, oameni buni, e drept, e drept. Nu mai suntem la fel de credincioși cum ați fost voi. Nu mai suntem la fel de puternici cum ați fost voi, e drept. Dar vă rog, transmiteți visul și nu virusul. Pentru că e important să puneți în inima copiilor voștri gândul că vor sta în picioare. Gândul că vor sluji lui Dumnezeu, gândul că îi vor vedea fața. Nu transmiteți virusul nemulțumirii, al criticii, al ofurilor voastre, al neîmplinirilor voastre. Cum să nu se ducă Dina după primul străin, când mama toată ziua stătea cu bărbia în mâini, pe pervaz și spunea, vine sau nu vine Iacov, mă va iubi sau nu mă va iubi, toată viața ea a stătea după Iacov. Și toată viața a transmis nemulțumirea ei. O, poveche a spus, să n-ai încredere niciodată în bărbați. Bărbații îți fac promisiuni și se lasă de ele. Normal că Dina a plecat după primul străin, Sihem. Și a plecat de acolo. Și asta este realitatea și vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, da, meritați o soartă mai bună. Meritați un drum mai bun în viață. Meritați să aveți poate pe piept o decorație. Dar Dumnezeu spune, rămâneți să fiți struditor. Rămâneți să fiți pălmașii mei. Rămâneți încă să fiți zidari cu mine. Pentru că această generație se poată să se ridice. Să nu transmiți un vis, ci un virus, ci un vis. Ajută-ne, Doamne. Zău să ne binecuvântezi. Îmi place foarte mult de Caleb.
Știți cum și-a măritat Caleb fata? Mai așa o poveste extraordinară. Ăsta era un om care a transmis mai departe visul. Mai puteți ați obosit? Sincer, ați obosit? E cald aici, rău de tot. Da. Mai puteți un pic, da? Da, nu s-a terminat ceasul. Zice, la un moment dat, Axa îi zice tatălui, eu nu m-am mai mărit, tată. Ba, da, te măriți. Și zice, și cum mă mărit o tată? Zice, păi viteazul care va cuceri cetatea, ce cetate este, că am uitat. Așa. Zice, cetatea asta nu a fost cucerită și zice, viteazul care va cuceri această cetate va avea mâna ta. Și a venit Otniel, și a zis, Caleb, uite sabia, încă aici îi urma. Zice, eu m-am dus și am biruit. La care le spune, hai, uite ce, ia-o pe Axa. Știți ce a valorizat în viață Caleb? Curaj. Ce am știut și am făcut, aia am transmis. Eu ți-o dau, că ești viteaz. Câți bani avea Otniel? Habar n-am. Cine erau părinții lui? Habar n-am. Ce titlu nobiliar avea? Habar n-am. Ce culoare avea ochii lui? Nu știu. Dar ce avea Otniel? O sabie și o inimă. Mărire lui Dumnezeu. Și asta a valorizat Caleb, asta a iubit și Axa. Că Axa l-a ales pe el, de ce? Ce a iubit taică-s-o, a fost învățată să iubească și ea. Ce vrei tu? Un viteaz. Un viteaz. Așa visăm, după cum ni se transmite. Nu virus, vise. Amin? Amin. Iubiții Domnului, vreau să vă mai spun acum încă un lucru și Dumnezeu să ne ajute. De ce este important în viață, la un moment dat, să ai curajul să te întorci? Pentru că unii oameni zic, domne, curajul să mergi înainte. Nu, uneori curajul să te întorci și să te duci cu oia prăbăliți. Asta e un mare curaj. Pentru că vine la un moment dat Caleb și spune în felul următor, și îmi place foarte mult imaginea asta. Se întâlnește Caleb și vine la Iosua, după 40 de ani, frumos, și zice, ce faci, prietene? Bine. Îl bate cumva pe umăr, ce prietene, ce bine că ne întâlnim. Și ce era acum Iosua? Guvernatorul țării. Roata se învârtește în viață, astăzi jos și mâine sus. Erau ei doi. Doar ei mai rămăseseră în toată generația, Iosua și Caleb. Și îi spune Iosua, eu sunt guvernatorul țării, zice el. Zice, ce vrei să-ți dau? Zice, ce anume să... Ce vrei aia să dau? Vrei o pășune frumoasă? O câmpie cu ape? Ce vrei să dau? Cel mai mănos? Tu ești prietenul meu. Tu ai același duh ca și mine. Ce vrei aia să dau? La care se uită Caleb și spune, mie să-mi dai Hebronul. Și ce era Hebronul? Un munte. O să găsiți în Iosua 45. Un munte. Zice, nu te supăra, zice, dar cred că tu n-ai harta. Ăla e un munte, zice. Loc pietros, nu crește nimic. Nu găsești nimic, acolo nu faci avere, Caleb, nu faci avere. De ce vrei tu Hebronul? Îți dau altceva, îți dau o zonă fertilă, o câmpie, ce vrei tu? Ce mie îmi dai Hebronul, de ce? Pentru că am auzit că mai sunt trei uriași de-a lui Anac acolo. Eu zicea, cu 45 de ani am zis lui Dumnezeu că am curajul să merg cu el. M-am dus cu prăpădiție să le transmit visul și acum zicea, am venit să-mi închei visul. Deci o să la capăt de viață și zice așa, uitați-vă la mine, tot la fel de tare sunt și acum, ca și în ziua când m-am pregătit să mă duc la luptă. Avea riduri. Să nu credeți că era, pielea nu îl trăda. Într-un fel n-avea dreptate. El nu mai era același. Dar el zice, nu mă uit, zice, la oase, eu mă uit aici. Aici visul a rămas la fel de puternic. Și la fel de puternic ca în ziua aceea sunt și acum. Și ce a făcut bătrânul Caleb? S-a dus și a stins viața celor trei. I-am notat eu așa pentru bucuria voastră. Șesai, Ahiman și Talmai. Gata! Trei uriași, trei mai sunt. Gata, zice, mi-am împlinit visul. Pot să mor liniștit. Aleluia! Asta înseamnă putere. Curajul să te duci înapoi, pentru că Dumnezeu tot va duce visul tău până la sfârșit. Slăviți să fie Dumnezeu. Iubiții Domnului, aș vrea în această seară să vă spun un ultim lucru. Să vă spun despre ultima formă de curaj. Să vă spun despre ultima formă de curaj. Poate că este... Și haideți încă o dată să ne aducem aminte. Curajul este o frică, ce și-a spus rugăciunile. Mi-e frică, du-te și te roagă. Amin. Dumnezeu să ne ajute. Asta este foarte important în viață. Curajul înseamnă să simți gustul morții doar o dată. Nu de mai multe ori. Curajul înseamnă să te întorci, nu întotdeauna să mergi înainte. De ce? Rămân cu ei, Doamne. Să le transmit visul. Și am vrut să vă spun cea mai mare formă de curaj, cel mai înalt curaj pe care l-am găsit în viață. Vine într-o zi, Domnul Iisus trece printr-un ținut și după el vine o femeie, de origine sirofeniciană. Striga, ai milă de mine, Iisus. Ai milă de mine, ai milă de mine. Striga femeia. Și apoi spune și necazul ei, fica mea este muncită rău de un duh. Teribil, părinte.
Nu fiica mea are o indispoziție comportamentală. Nu fiica mea are o astenie de primăvară. Fiica mea este muncită rău de un duh. Nu știu cum a văzut mama aia. Nu știu ce ochi a avut ca să vadă ceea ce a văzut și cum a putut să vadă. Dar teribil ce a zis femeia aceasta. Striga după Iisus și Iisus nu răspundea. Ucenicii au zis, nu vezi că strigă după tine? Las-o, zice, să ducă, că strigă după tine. Iisus a tăcut, femeia a insistat, ai milă de mine, nu te las. Eu am bătut kilometri, eu nu mai am nicio șansă, eu nu mai am nicio altă salvare. Și eu trebuie să stau de vorbă cu tine. Iisus i-a zis în felul următor, zice, femeie, nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la Matei 15:26. Nu este bine. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți ce a spus de fapt Domnul Iisus. Vă rog frumos și primiți cuvântul ăsta. Zice, nu e bine să iei pâinea copiilor și să o arunci cățeilor. Iar Iisus îi spune, eu n-am venit decât pentru oile pierdute ale casei lui Israel. Israel reprezintă oile mele, cananenii, sirofenicienii. Spuneți voi, ce reprezentau? Neamurile. Dar el ce spune? Pe de o parte, Israel reprezintă oile mele și neamurile reprezintă, sunt ceilalți. Și spune în continuare, nu doar că Israel sunt oi, Israel îmi sunt copii. Și dacă ei sunt copii, cum erau ceilalți? Haideți, oameni buni, spuneți voi, jignitor, eu plecam și spuneam, ce Hristos, ce Dumnezeu, m-a făcut cățel. Plec și învăț. Nu, dar ce lipsă de sensibilitate. Vin cu necazul meu, alerg la Dumnezeu, mă chinui să-i spun, îmi găsesc puteri în cele din urmă să vin la Dumnezeu. Și așa mi se spune, Doamne, asta e cuvântul care eu trebuie să-l aud. La care, la un moment dat, femeia se uită spre Hristos și spune, da, Doamne. Da, Doamne. Da, Doamne. M-am uitat la mine în seara asta și spun că nu merit nimic. Adevărul este că tu poți să-mi spui cum vrei tu, necredincios, înșelător, tu poți să-mi spui cum vrei tu. S-a uitat Hristos la ea și a zis, o femeie, mare este credința ta. Extraordinar, și a zis, cum adică Domnul Iisus de la cuvântul acesta aspru a trecut imediat la un superlativ absolut, nicăieri în Biblie nu veți mai găsi acest cuvânt. Le-a spus ucenicilor, puțin credincioșilor. Și acestei femei îi spune, mare este credința ta. Dar care este marele acesta al credinței? Faptul că femeia a avut curajul să se uite la ea însăși, să se uite la Dumnezeu, să spună, Doamne, nu sunt vrednic de tine. Ai dreptul în seara asta să-mi spui cum vrei tu, mă văd cum sunt. Nu cântăresc mult în cântarul tău. Recunosc în această seară că am atâtea lucruri slabe în viața mea. Doamne, cel mai mare curaj este curajul de a recunoaște că fără Dumnezeu suntem pierduți. Că fără Dumnezeu nu avem nimic pe pământul acesta. Cel mai mare curaj este acela de a te uita înăuntru tău și a spune, Doamne, recunosc înaintea ta că eu nu pot face nimic cu viața mea. Eu nu mă pot păzi de accidente. Eu nu pot să-mi dau sănătate. Eu n-am control asupra lucrurilor din viața mea. Nu pot păzi mașina dincolo de care poate un copil să fie accidentat. Eu mi-am ales culoarea costumului, dar nu știu dacă costumul ăsta va rămâne pe mine. Ma Dumnezeu din cer știe. Amin? Cel mai mare curaj? Cel mai mare curaj? Cel mai mare curaj e să recunoști. Și aș vrea în această seară Duhul Sfânt să vă dea curaj. Curajul de a spune, eu sunt un om, Doamne, care am nevoie de iertare, am nevoie să mă primești cu milă, am nevoie să mă recunosc înaintea ta pentru slăbiciunile mele. Iubiții Domnului, haideți să ne ridicăm. Vrem raiul tău, Doamne. Vrem raiul tău. Vrem țara promisă. Ne dor să trecem hotarul. Ne dor, Doamne Dumnezeu nostru, ca în viața aceasta să fim biruitori cu Tine. Și pentru aceasta trebuie să avem, Doamne, o altfel de inimă. Un altfel de duh, o altfel de atitudine. Curajul care vine de la Tine. Asta înseamnă, Doamne Dumnezeu nostru, că problema noastră nu este frica. Problema noastră este, Doamne, că mascăm frica. Problema noastră este că evităm să vorbim despre problemele noastre. Problema noastră este că nu mergem la rugăciune. Mă iartă, Doamne, am curajul să spun în această seară că am fost de multe ori ipocrit. Iartă-mă. Doamne Dumnezeul meu,
Ajută-ne în această seară să nu mai murim cu zile. Atât de puțină viață mai avem în noi, atât de puțină vlagă mai avem în noi, atât de puțin entuziasm mai avem în noi, pentru că ne-au ucis oamenii cu tot felul de vorbărie, goală, fără nicio ispravă. Te rog în această seară, Doamne, ajută-mă să am credința că Tu ești Dumnezeul la capătul căruia voi trece din viața aceasta în adevărata viață. Nu vreau să mor în fiecare zi câte puțin, vreau să mor o singură dată, când trupul acesta se va coborî în țărână, dar sufletul și duhul vor merge la Tine. Tatăl meu și Dumnezeul meu, mă rog în această seară să mă ajuți, să nu cred, Doamne, că curajul înseamnă să merg cu încăpățânare înainte, chiar când merit ceva mai bun în viața asta, ci curajul înseamnă, Doamne, să rămân lângă cel slab, chiar dacă înseamnă să fac pași înapoi, chiar dacă înseamnă să rămân într-un loc care nu-mi place, chiar dacă înseamnă, Doamne, să împărtășesc cu el nisipul și vântul aspru al deșertului. Și mă rog în această seară, Tatăl meu și Dumnezeul meu, să mă ajuți pe mine, să ne ajuți pe noi, să facem cea mai simplă rugăciune cu putință. Doamne, am curajul. De fapt, Doamne, Dumnezeul meu, curajul acesta înseamnă să recunosc, Doamne, că sunt gol fără de Tine. Este curajul omului care spune că nu mai am unde să mă duc. Eu nu mai am la cine să mai merg, Doamne. În afară de Tine nu există salvare. N-am găsit nicăieri, Doamne, vreun spital care să elibereze de demoni. N-am găsit nicăieri, Doamne, vreun spital care să aducă inimii mele fericire. Doar la Tine și în mâna Ta. Și dacă suntem slabi și istoviți și mici, și dacă suntem pierduți și pe nicăieri, suntem, Doamne, Dumnezeul nostru, pentru că în inima noastră nu este acest Duh de care avem nevoie. Te rog în această seară, Doamne, primește-mă cu rugăciunea aceasta. Și iartă-mă pe mine, Doamne, recunosc că sunt slab. Recunosc, Doamne, că de multe ori am spus vorbe în care n-am crezut nici eu. Recunosc, Doamne, că înaintea oamenilor am căutat să par mai puternic decât sunt și acasă am udat perna cu lacrimi. Mă rog în această seară să ne ajut să ieșim în lumina feței Tale. Nu ne-ai chemat să stăm și să auzim, ne-ai chemat să venim la Tine, Doamne. Și vreau să vin înaintea Ta să spun, Doamne, vreau să vin la Tine, Iisuse Hristoase. N-am niciun merit, n-am nimic să-Ți dau afară de lucrurile slabe. N-am nimic să-Ți spun bun despre mine, Doamne. Și vreau să spun în această seară atât. Ai milă de mine. Ai milă de noi. Și Te rog, Doamne, dă putere sufletului nostru. Dă putere sufletului nostru. Și vreau să intrăm într-o rugăciune. Haideți să stăm de vorbă cu Dumnezeu. Te rog în clipele următoare să spune lui Dumnezeu, Doamne, dăm curaj, dăm putere, dăm tărie duhovnicească. Te vreau pe Tine, Hristoase, Tu ești răspunsul, Tu ești puterea, Doamne. Cu Tine începe viața, cu Tine începe puterea, cu Tine începe, Doamne, Dumnezeu meu, curajul. Roagă-Te, cere-L, stai de vorbă cu Dumnezeu, cu toată biserica.
mulțumim, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, Dumnezeul nostru. Cu niciun chip n-ai să ne lași. Tu nu ești Dumnezeu care părăsește. Ajută-ne în seara asta să nu ne îndoim, ci să credem. Sunt mulți nori, dar dincolo de nori e un soare strălucitor. E un soare al neprihănirii, al cărui nume este Iisus Hristos. Se lumineze în această seară, Doamne, peste noi. Și noi să vrem, Doamne, să ieșim în lumina feței Lui. Să nu mai stăm în umbra necredinței. Să nu mai stăm în umbra unor păreri înalte despre noi. Să nu mai stăm în întunericul necredinței. Să ieșim înaintea Ta să spunem, Doamne, e singurul care mă poate ajuta. De atâtea ori, Doamne, am căutat să par tare, nu-s. De multe ori am încercat să par ceea ce nu sunt, nu sunt, Doamne. Nu mai vreau, Doamne, să stau înaintea oamenilor căutând să fac ce le place lor și să mă por cum s-ar aștepta ei. Vreau, Doamne, să am o inimă ca Ta. Vreau, Doamne, să merg până la capăt. Vreau să-mi dai puterea rugăciunii și viață din viața Ta. Să mă ajut dacă e necesar, Doamne, să trec și prin locurile joase. Dacă vrei, Doamne, și crezi că e necesar să merg pe drumul Emausului, Doamne, voi trece și pe acolo. Pentru că pe drumul Emausului, chiar dacă e tristețe, dincolo de tristețe, e Hristos. Pentru că El umblă pe drumul Emausului. Pentru că El nu ne lasă singuri atunci când inima noastră este pierită. Coboară în această seară la Sfânta Treime. Coboară în această seară aici, Doamne. Dă-ne puterea credinței, a umilinței și a recunoștinței, a smereniei și a lepădării de sine. Pentru că Tu ești un Dumnezeu care ceri ca noi să ne evaluăm în această seară, tocmai pentru a ști nu cine suntem noi, ci cine ești Tu. Un Dumnezeu viu, puternic și mare. Pentru că eu știu de multă vreme cine sunt. Sunt acela care nu pot fără Tine. De aceea Te rog, Doamne, dă-ne puterea să credem. Cu toată biserica, nu te îndoi, ci crede. Nu te îndoi, ci crede. Cântă! Că după orice nor, e un soare și mai dulce și mai strălucitor.
Mi-e